În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce-mi spui bun, căci unul singur Dumnezeu este bun? Iubiți credincioși, iată că ne întâlnim pentru a doua oară anul acesta cu tânărul bogat care se prezintă în fața Mântuitorului cu o intenție deosebită. Probabil că nu degeaba spun Sfinții Părinți că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Vom vedea că și intențiile acestea foarte bune ale tânărului bogat o să ducă cumva tot prin arătură, cum o duc de altminteri multe dintre intențiile noastre. Dar nu trebuie să ne speriem. Și iată ce ne spune Sfântul Evanghelist Luca. Într-o zi frumoasă ca aceasta, în care prăzuim și pe Sfântul Apostol cel întâi chemat Andrei, ne-au rânduit Sfinții Părinți a prezenta un fapt de viață, un episod din viața Mântuitorului înconjurat de ucenici, care întotdeauna este prezentat în Sfintele Evanghelii nu de unul singur, ci în mijlocul lucrurilor. Nici când s-a dus să se roage, n-a plecat singur, decât că la rugăciune a rămas tot singur, pentru că ucenicii, din pricina oboselii sau din pricina drumului, au fost cuprinși de somn. Dar iată că Mântuitorul întotdeauna este în mijlocul ucenicilor, în mijlocul oamenilor, adică în mijlocul nostru, să ne arate că nu suntem noi în stare să ne apropiem de Dumnezeu, vine Dumnezeu la noi. Chiar atunci când se văieta cineva că nu poate să vorbească cu Dumnezeu, chiar despre Dumnezeu, chiar cu oricine, chiar nici cu copiii nu poate să vorbească despre Dumnezeu, am spus, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi sau despre cunoscuții cu care n-ai curaj să vorbești despre Dumnezeu cu ei. Iubiți credincioși, iată-L pe Mântuitorul în mijlocul ucenicilor și un tânăr venind de departe. Un tânăr pe care, parcă după cum îl descrie Sfântul Evanghelist Luca, apoi Sfântul Evanghelist Matei ne spune despre el și mai multe detalii, că era tânăr, parcă era așteptat de Mântuitorul. Vedem o ceată a ucenicilor și pe partea cealaltă un singur tânăr care vine, probabil cu gândul de a se atașa și el cetei. Și nici mai mult, nici mai puțin, a intrat direct în subiect. N-a făcut tot felul de paranteze, o, învățătorule, o, ce-o fi și-o... Nu, a intrat direct în subiect și a zis, învățătorule bun, ce trebuie să fac să moștenesc viața cea veșnică? Și Mântuitorul, în primul rând, nu din curiozitate, ci ca să regleze lucrurile de la început, a spus, de ce îmi spui bun? Pentru că unul singur este bun, Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cumva mă recunoști ca Dumnezeu, dacă îmi spui așa, sau este numai așa o formă de politețe? De multe ori și noi ne căciulim, cum zice pe românești, adică avem căciul la mână și o strângem așa tare și ne apropiem de șeful și zicem, bine ați venit pe la noi, sau ce mai faceți, excelența voastră, eminența voastră. Bă, dacă mă crezi așa, înseamnă că deja ai ajuns tu, cel care mă crezi, la o anumită dimensiune spirituală. Dar nu. După ce a fost admonestat cu această întrebare, n-a răspuns la ea tânărul. Adică făcea parte, era un tânăr educat. Și noi, câteodată, atunci când vine frumos la noi câte un tânăr și vedem că ni se adresează, știe cum să adreseze, cum s-ar deveni așa un jurnalist care nu zice să trăiești preasfințite, zice să rămână blagosloviți, deja îți deschide puțin apetitul de a-l asculta. Așa să apropii și de noi câte un tânăr și când îl auzi că introduce bine cu niște formule frumoase, te apropii de el. Și când să-ți mai spună ceva, îți dai seama că asta e tot. Adică numai poleala asta, e gata. Dar n-a fost chiar numai poleala aceasta la tânăr, pentru că Mântuitorul, dacă a văzut că nu primește răspuns, de ce îmi spui bun, la întrebarea aceasta, mergând mai departe, spune, ai citit poruncile, să nu fii desfrânat, să nu dai mărturie mincinoasă, cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și a spus, dar acestea le-am păzit din tinerețile mele. Și atunci Mântuitorul trece la altă etapă, cum ar deveni acum în limba română
a celor care au tot timpul telefoanele, next level. E, și pe acest nou nivel îi așează realitatea. Deci un singur lucru îți lipsește. Dacă le-ai făcut pe celelalte, un singur lucru îți mai lipsește. Cu alte cuvinte, probabil că de asta nu te simțeai tu în largul tău, deși ia uite cât ai făcut. Un singur lucru îți lipsește. Vinde tot, împarte săracilor și vei avea comoară în cer și vino și urmează mie. Vezi că nicio și aici este un lucru foarte important. Eu când am făcut un împrumut la bancă, pe care mai îi plătesc în sfârșit, n-aveam un salariu, știți că salariul de profesor nu poate să acopere mare lucru. Odată m-am dus la un magazin să-mi iau un frigider în rate și când i-am arătat adeverința de salariat, ce am atât aici profesor, ești de treabă, nu. Cum adică nu? Zice, la salariile dumneavoastră, nicio șansă. Ca să poți să iau împrumutul de la bancă, un enoriaș, un fiu duhovnicesc, director de bancă, un alta, m-a chemat, mi-a zis cam ce să fac, cam pe lângă legalitate, ca să zic așa. Nu chiar alături cu drumul, dar era pe lângă. Și îmi ceream fiecare zi câte o adeverință. Pun-o pe aia, pun-o pe altă. După vreo 3 săptămâni, mă cam plictisisem. Credeam că acesta este un refuz elegant. Mă zic, mi-am dat seama, l-am sunat, zice, nu, bă, stai, nu, că așa e procedura. Păi ce procedură, băi, zic, deja dacă ne uităm în rezervor, de câte ori m-am dus eu pe la Mangalia, că acolo avea el filiala, nu prea e bine. Zice, nu, părinte, stai să vă explic. Să știți că banca nu are nevoie de clienți săraci, are nevoie de oameni bogați. Păi zic, dar dacă eram bogat, mai ceream împrumut, nu e așa, părinte, stai așa. Și mi-a explicat și până la urmă, această concluzie am ajuns eu, că până la urmă toate creditele neperformante s-au făcut pe sărăcia unora. Eu aveam cu ce să susțin, dar nu aveam documente, tată. Trebuia pentru fiecare leuț să aduc câte un document. Mi-a cerut, ba, că au copii alocați. Vă imaginați că să adune acolo ca să poată să-mi dea oameni împrumutul. Ei, și de atunci am rămas cu gândul acesta. Cum, dom'le, deci banca, cea care îți dă bani, are nevoie de oameni bogați, nu de oameni săraci. Ei, ca să vedeți, fără să fac o comparație forțată sau gratuită, să ne uităm acum ce i-a zis Mântuitorul tânărului bogat. Zice, vinde toate, împarte săracilor și vei avea comoară în cer. Adică, vedeți că Dumnezeu nu ne vrea săraci. Acum să nu intrăm în panică, Doamne, că dacă nu suntem bogați, nu ne vrea săraci. Dar ne arată ce înseamnă bogăția. Pentru că astăzi vreau să rămân asupra unui înțeles, asupra a întrebării pe care ne-o punem. Cât suntem de bogați? Aici am vrut să ajung. A să zic că Dumnezeu, dacă nu ne vrea săraci, să știți că ne vrea bogați cu adevărat. Păi la bogățiile pe care le avea tânărul acesta, care bineînțeles că a plecat supărat foarte, că era prea bogat ca să vândă și să împartă săracilor, n-a vrut să se facă bogat spiritual. Și înseamnă că cei care suntem așa, credem noi că suntem așezați, bogați înaintea oamenilor, trebuie să ne întrebăm, suntem bogați și înaintea lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu suntem bogați și înaintea lui Dumnezeu, nu prea am făcut nimic. Degeaba ne ducem cu intenție bună, Doamne, ia zice să fac ca să moștenesc, deci tot la moștenire se gândea omul, credea că e cap aici. E un transfer în lumea cealaltă, ce bă, dacă tot sunt bogat aici, hai să rezolv și partea ilaltă. Că m-am obișnuit să fiu bogat, știți că există un statut al unui om. Când se numește să așează pe anumite standarde, nu poți să-l mai dai jos în copac, da? El e cu standardul lui. Și ce bă, dacă sunt aici pe pământ bogat, ce-ar fi să fiu și dincolo? Hai să-l întreb pe ăsta, că am auzit că despre el, învățător, una alta, dacă îl iau așa, cum zice lor, cu liru-liru, cu ce învățătorul e bun, una alta, poate îmi dă rețeta. Și iată că de la rețeta lui ajungem la noi, la întrebarea cât suntem de bogați. Se spune că într-un vârf de munte trăia un ardelean al nostru care trăia într-o atmosferă liniștită și trăia rar, nu trăia lent. Adică stătea și cugeta 2-3 zile la câte un lucru
Și s-au dus niște reporteri să-l întrebe câți ani are, pentru că unii ziceau că 100, alții că 105. Și s-a dus unul mai cu tupeu, așa pe românește, și l-a întrebat: măi Bade, câți ani ai, mă? Zice: eu? Niciunul. Toți s-au dus. Cam așa este și cu bogăția noastră. Câți ani dintre cei care știm noi că i-am trecut, îi avem? Nu mai avem niciunul. Au trecut pe lângă noi, e adevărat. Dacă îi lăsăm să treacă pe lângă noi sau îi lăsăm să treacă prin noi, asta se va vedea pe noi. Știți de cel care era așa foarte, foarte obosit, arăta la 50 ca și când avea 86 jumate și l-a întrebat unul: dom'le, dar știu că ai avut o viață în care ai câștigat, nu glumă, ai adus bani de bani. Unde sunt banii? În pungi. Și arăta sub ochi, avea câte o pungă la fiecare ochi, așa. Adică în nesomn, în griji, în tot felul de necumpătări și așa mai departe. Vedeți, acestea sunt anii pe care noi credem că îi avem. Nu îi avem, s-au dus, toți s-au dus. Vă să zic că, să revenim la întrebarea noastră, cât suntem de bogați? Păi suntem bogați exact cu ceea ce credem noi că nu avem. Suntem bogați în secolul nostru cu timp. Și o să ziceți: păi, dar timpul nu ne ajunge. Păi tocmai de aia nu ne ajunge, că suntem bogați cu el. În momentul în care nu ne ajunge timpul, noi deja ne plasăm pe o orbită greșit. Pentru că timpul nu este lăsat ca să treacă pe lângă noi așa, cu viteză. Nu. Noi trecem pe lângă timp. Noi trecem prin timp. De asta a zis bine că nu mai are niciun an, că toți s-au dus. Noi i-am lăsat în urmă. Ce facem? Noi ne grăbim. V-am mai spus și altă dată, așa, în calitatea noastră de părinți, când erau copiii mici: aolo, de-abia aștept să-l văd la școală, de-abia aștept să termine clasa 8-a, de-abia aștept de-abia aștept să-l văd la casa lui, de-abia aștept să-l văd nepoții. Da, mă, dar tu când trăiești? Numai așa, gândindu-te ce urmează să se întâmple, de ce nu ne oprim să spunem: măi, dar eu sunt bogat? Știți că suntem de bogați? Atâta cât considerăm că suntem de bogați. Că dacă revenim iar la ceea ce avem, din nou este relativă bogăția. Dacă unul are o casă cu 7 camere, dar îi trebuie încă o cameră, zice că e cam mică acea casă. Dar unul cu o garsonieră care are pentru un început de viață tot ce îi trebuie, zice: eu sunt bogat. Și atunci ce facem? Înseamnă că cei cu case mari sau cei cu case mici sunt bogați? Fiecare cât de bogat se consideră, atât de bogat și este. Să nu credeți acum că acestea sunt niște vorbe spuse frumos: da, părinte, nicio problemă, te-a lăsat Dumnezeu aici și ți-a dat voie să vorbești, că poate noi puteam să vorbim mai frumos, ceea ce sunt cu totul de acord. Păi, mata, ai de toate, uite, ai venit cu audiții, l-ai tras în fața bisericii, nu-ți mai trebuie mare lucru, mata, ne zici nouă. Fraților, este un mod de viață. Eu, unul, vă spun că mă consider foarte bogat, pentru că sunt foarte bogat, și invers. Sunt bogat pentru că mă consider bogat. Bogat pentru că sunt așteptat de către niște țânci care mă strigă pe nume: Părinte Marius, Părinte Marius, și îi mai ajut cu câte ceva. Bogat pentru că sunt oameni care vin supărați și după ce le dau dezlegare, nu de la mine, că nu e tolba mea, e a duhovniciei, Dumnezeu le dă, și o îmbrățișare și pleacă altfel. Și eu sunt foarte bogat, eu rămân cu această bogăție. Pentru că împreună zămislim oameni noi. Împreună vine omul supărat și după ce am stat de vorbă puțin și-a descărcat omul sacul, pleacă liber, pleacă gol. Asta e bogăția mea, mi-a rămas mie bogăția lui. Putința de a se reinventa mi-a rămas mie și bogăția mea. De aceea vă spun, nu este forțat ceea ce vă spun eu. Este o realitate că suntem atât de bogați pe cât ne considerăm noi a fi. Și totuși vreau să vă mai spun un singur lucru frumos. Pentru că astăzi Sfinții Părinți ne-au rânduit a citi și Evanghelia pentru cel prăznuit, Sfântul Apostol Andrei, cel din tâi chemat. Stăteau doi ucenici ai Sfântului Ioan Botezătorul lângă învățătorul lor,
Sfântul Ioan. Și trece așa pe departe Mântuitorul și el îl vede și zice, iată mielul lui Dumnezeu. Acum ăștia doi, că Sfântul Ioan Botezătorul avea mai mulți ucenici, numai ei doi au auzit. Acum nu știu, că vorbea mai încet sau că erau mai aproape de cel care a zis că îi interesa, dar s-au retras de la Sfântul Ioan și au mers să vadă pe celălalt pe care îl lăuda Ioan. Și au venit lângă Mântuitorul și au mers după el. Acum, când merge cineva după tine, dar nu-ți zice ce intenție are, te uiți în stânga de două ori, de trei ori, mă, totuși vezi că vine după tine. Și a mers așa, târâși, cum zice românul, după cu ei, până când s-a cam făcut seară. Și acum, când se apucă seara, ești dator dacă ăștia te-au urmărit atâta vreme, bă, ce-i cu voi? Ce vreți? Deci, învățătorule, vrem să știm unde locuiești, unde stai. Hopa! Foarte interesant. Este singura dată în Scriptură în care Mântuitorul nu îi alungă pe cei care vor să afle unde stă. Știți că a mai venit un învățător de lege și a zis, învățătorule, voie să te urmezi unde vei merge. Și a zis, vulpilor vizuind, păsele cu, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și atunci, va să zică, pe unul l-a dat la o parte și pe ăștia doi zice că veniți să vedeți. Veniți să vedeți și veniți și veți vedea. Și acum, dacă tot este Evanghelia tânărului bogat, să vedem, bă, cât de bogat era Mântuitorul. Bă, în ce palate i-o fi dus? Până în Capernaum, acum, nici acum nu sunt palate, dar de atunci. Și i-a dus, probabil că în Capernaum, că acolo era patria Mântuitorului. Prin faptul că nu ni se spune unde au intrat, ce au făcut, dar ni se spune că din acel moment l-au urmat mereu și pretutindeni, înseamnă că le-a plăcut. Nu înseamnă că Mântuitorul ar fi avut la dispoziție cine știe ce palate în care i-a casat și păștea și așa mai departe, ci pur și simplu ne dă nouă de înțeles că adevărata bogăție este cea care se simte, nu cea care se numără, ci e cea pe care o simțim. Dacă cineva îți oferă bucuria de a te primi lângă el, nu trebuie să te ducă în palate. Mă uit așa la tineri ăștia, să duc, domnule, cu chirie, stau vai de capul lor, cu baia în capul holului și mai departe. Dom'le, dar iubirea asta îi unește astfel încât să nu-și dea seama unde să duc. În sensul bun al cuvântului și curat al cuvântului. Este extraordinar. Așa cred că s-au dus și cei doi după Mântuitorul și nu s-au mai despărțit. Și au început să se cheme unii pe alții. Va să zic că după ce Mântuitorul le-a îngăduit, veniți și veți vedea, au spus și ei mai departe. Sfântul Apostol Andrei i-a zis întâi fratelui, așa era și normal, asta înseamnă că l-a urmat Mântuitorul, dar în casa lui nu cred că aveau loc, de vreme ce s-a dus la fratele și i-a spus, vezi că am găsit pe Domnul. După aia s-a dus și la Filip și a zis, am găsit pe Domnul și Filip i-a zis lui Natanael. Natanael zice, o, tu unde l-ați găsit? Și cum? Poate să fie ceva bun? Și aici mai aflăm un lucru. Se dusese vestea că este Galileanu și așa mai departe. Deja oamenii lipesc cât un personaj și de un loc. Și când i-au zis Iisus din Nazaret, zice, stai așa că din Nazaret poate să fie ceva bun, încât te scrie Tora, Vechiul Testament și așa mai departe, poate să fie ceva bun, ce vino și vezi. Ăsta era principiu. Așa l-a învățase maestru, zice, vino și vei vedea, zice, vino și tu și vezi. Și când s-a apropiat Natanael să vadă și el pe ăla din Nazaret, așa cum s-a apropiat și de noi, păi ia mă, ăsta e mă, ăsta e da. Și poate să... Hai mă, lasă mă, uite la unul mai arătos, la una. Hai mă să vedem. Și când s-a apropiat, Mântuitorul i-a simțit bogăția, domnule. I-a simțit bogăția și a zis, iată israelitean în care nu este vicleșug. Acum aveți zice, bine, dar era Dumnezeu și vedea până el și așa mai departe. Nu, totuși Mântuitorul are momente și când este fiul omului și când este fiul lui Dumnezeu. Probabil că atunci când nu ai vicleșug, lucrul acesta se simte de către celălalt. Lucrul acesta este marcat ca bogăție proprie. Asta era bogăția lui Natanael. Că n-avea vicleșug. Vedeți că bogăția nu este să ai, este să nu ai. Așa cum bogăția pe care vroia să o prezinte,
tânărului nu era bogăția pe care o avea el, ci bogăția pe care nu o avea. Așa cum am spus și noi. Zicem, n-avem timp. Hai bă, lasă-mă că n-am timp. Tocmai dacă vrei să te faci bogat, dă din timpul ăla pe care zici tu că nu-l ai, dă-l celuilalt. Să vezi ce timp este. Este un timp extraordinar. V-am spus și altă dată, eu în iureșul ăsta în care mă mișc, bine, dar este un risc asumat și un iureș asumat, mă mai opresc din când în când. Și când mă opresc în câte o casă și stau câte o oră, o oră și ceva, îmi dau seama că timpul, de fapt, este la dispoziția mea. Nu timpul mă face pe mine, ci eu mă mișc prin timp așa cum trebuie și cum consider eu de cuviință. Până acum vă mărturisesc că dacă Dumnezeu mi-a dat posibilitatea să constat timpul că se scurge mai repede sau mai greu, înseamnă că mi-a dat Dumnezeu o măsură a timpului. Și când mă împresoară mulțimile, ca să zic așa, am zis, nu-mi bat joc de timpul vostru. Uite, tu o să vii să stai de vorbă cu mine în cutare zi, la ora cutare, ca să nu amestecăm lucrurile. Timpul tău este timpul tău, nu vreau să-l petreci aiurea, așteptând timpul altui om care este drămuit, este al altuia, nu mai este al lui. Că v-am spus, agenda mea nu mai aparține mie de mult. Ca să pot să-mi ajut familia cu ceva, trebuie să-mi fac și acolo un timp. Timpul acela de care v-am vorbit, împărțirea în trei, 8 ore, 8 ore, 8 ore, fac 24. Acestea sunt. Și pentru noi, și pentru ceilalți, și pentru odihnă. Așadar, să revenim la Natanael. Va să zic că Natanael avea o calitate. Calitatea că nu era viclean. Era o calitate pozitivă pentru că era una care îi lipsea. Atunci când noi avem o anumită bogăție la care ținem, dacă vrem într-adevăr să o avem și în fața lui Dumnezeu, trebuie să o dăm la o parte. Că am zis, Dumnezeu ne vrea bogați, nu ne vrea săraci, dar nu așa cum credem noi bogați. Și revenind la Natanael, Natanael a zis, dar de unde mă cunoști? Și înțelegem așa în dojana pe care o adresează, că era și modest. Adică, lasă, nu mai zice așa să mai creadă ăștia că cine știe ce sfânt sunt eu. Ca să-l și încerce. Dar de unde știi? Zice, înainte de a te chema Filip să vii la mine, te știu de când erai sub smochin. Există o tradiție care ne spune despre viața lui Natanael. Atunci când au plecat toți pruncii care au mai putut să plece, să nu fie măcelăriți de către Irod, a plecat și Mântuitorul în Egipt, după cum primise veste prin vis Iosif, și au plecat și părinții lui Natanael. Și când s-au întâlnit pe cale cu soldați romani care căutau copii mai mici de 2 ani, Natanael neavând decât un an, l-au acoperit repede sub un smochin, cu niște frunze de smochin și l-au lăsat acolo. Și voi venim să-l îngropăm când ori trece romanii. Dar n-au trecut romanii. Un an de zile au tot brăzdat în sus și în jos ca să scape de Mesia, după cum le ziseseră despre vârstă magii. Și după un an de zile se duc părinții la smochin, dau la o parte frunzele și copilul lor tădea din mânuțe și l-au luat acasă. Acest lucru nu putea să-l știe decât acei părinți, care probabil că vor fi povestit această minune, dar e clar că nu știau apropiații lui Natanael ce se întâmplase cu el. Și Mântuitorul când i-a zis, te știu de când erai sub smochin, atunci Natanael a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Zice, pentru că ți-am spus că te știu de când erai sub smochin, acum crezi mai mare decât acestea vei vedea. De acum veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta Tatălui. Iubiți credincioși, aceste zile le trăim noi. Vedem cerurile deschise, vedem pe Fiul lui Dumnezeu de-a dreapta Tatălui. Dar de ce nu vrem să-L băgăm în seamă? De ce nu vrem să vedem, de exemplu, în zăpada aceasta pe Dumnezeu? Nu suntem în stare.
Păi v-am mai spus și altă dată, ce gospodar într-un oraș putea să astupe toate gropile și toate gunoaiele decât Dumnezeu cu o zăpadă? E bine că până mâine la prânz o să fie și mai rău, o să se vadă gropile și mai mari. Dar măcar ne-am înveșmântat Dumnezeu cum l-am înveșmântat înaintașii și strămoșii noștri pe Sfântul Apostol Andrei, când a venit din țările calde, ca să zic așa, cum mai venim și noi după în Antalya și vedem ce frig e în țara noastră, când au venit la el cu o blană de oaie și au pus-o pe el și acum, simbolistica hainelor Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, aceasta fiind, că de asta e Patriarhul nostru îmbrăcat în alb, pentru că este urmașul Sfântului Apostol Andrei, care a fost îmbrăcat de frig cu această blană de oaie. Uite așa, frumos ne-a înveșmântat și pe noi Dumnezeu. Ne-a înveșmântat frumos, a văzut că nu sunt alții mai vrednici ca el să astupe gropile și a zis, lasă-mă, câteva ceasuri vi le astup eu, după aia ocupați-vă și voi. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că am lămurit în câteva cuvinte un început de problemă. Să ne uităm în oglinda noastră și să vedem cât de bogați suntem. Dacă într-adevăr putem să-L vedem pe Dumnezeu în lucruri frumoase, suntem bogați. Dacă putem să dăm din timpul nostru, înseamnă că suntem bogați. Dacă putem să dăm din zâmbetul nostru, suntem bogați. Dacă putem să dăm din ceea ce nu avem, atunci suntem bogați. Pentru că dacă așteptăm să dăm numai din ceea ce avem, vom da din agoniseana altora. Că orice bogăție se bazează pe o moștenire. Știți că era întrebat cineva, domnule, dar ce ar trebui în viață? Domnule, puțin noroc, puțină șansă și o mică moștenire. Așadar, vreau să nu ne bazăm pe această moștenire. Să ne bazăm pe ce ne-a dat Dumnezeu, pe ceea ce credem noi că avem puțin, pentru că într-un singur fel putem să facem mai mult. Să dăm din ceea ce avem ca să treacă prin noi și să se mulțească. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.